S-au preocupat de soarta altora, iar acum trebuie să se îngrijească de a lor, cel puțin în următorii 8 ani pe care riscă să îi petreacă în închisoare. Vorbim despre două pretinse clarvăzătoare din Chișinău, mamă și fiică, care potrivit procuraturii în perioada 2014-2017 și-au promovat pe internet capacitățile pretins extrasenzuriale, susținând că au puteri miraculoase de vindecare și atragerea norocului. Acestea primeau mai multe persoane la domiciliu pe care, prin înșelăciune, le determinau să achite câte 100 de lei pentru o primă ședință de așa zisă vindecare. Ulterior, prin metode psihologice specifice de manipulare, acestea dobândeau bunurile victimei pe care, în caz de refuz, o amenințau cu decesul copiilor sau alte consecințe grave pentru apropiați. Cele două pretinse clar văzătoare au reușit să obțină prin înșelăciune peste 388.000 de lei de la o femeie. Victima s-a împrumutat cu sume enorme de bani de la bancă, dar și de la rude, ascunzând destinația adevărată a împrumutului.